următorul nostru invitat s-a transformat, a slăbit 30 de kilograme, dar este la fel de puternic. Ei bine, priviți coleguța Alexandra Gog și coleguțul nostru pe analiză de Survivor, Cristian Mitrea, care au contestat când a fost cazul ieșirile lui Smărândescu. Când sunt acum lângă cazul mine, șerpișorii, și să vedem cum, dacă sunt șerpișori sau s-au transformat în lei la întâlnirea cu Cătălin. Cătălin Smărândescu! În lei? A venit campionul! Bine, Cătălin! Bine te-am găsit, Cătălin! Mamă, deci stai un pic, lasă-ne să ne uităm, să te atingem, tu ești 30 de kilograme. Vrei să fac și o piruetă? Da, exact. 30 de kilograme ai dat. 30, da. Surprinzător pentru mine. Da. Am avut zile în care am crezut și mai vorbeam cu băieții în camp și zic, bă, zic mai mult de 15, nu cred că am dat jos, dar acum când mă văd și eu, știi că am reușit să văd că mai imagine cu mine. Cum a fost imaginea când ai văzut prima dată în oglindă după 3 luni? Vrei să-ți povestesc ceva? Fii atent aici. Am ieșit din concurs. Vorbeam cu soția, am primit telefonul într-un final, adică după 2 zile și ceva, 3 zile aproape am primit telefonul și vorbeam cu ea și zic, uite, mă rat pe cap, încerc și eu să mă facă de cât mai frumos. Și bă, bubule, dă jos barba. Bă. Zic, bă, nu o dau, că zic, vreau așa, să mă duc acasă și o dau acasă, că să mă vadă Matilda să-mi tundă barba. Băi, bubule, știi că lui Mati nu-i place cu barbă, știi? Și zic, bine, fată. Și asta cu ea de vorbă, am pus telefonul într-o parte, m-am vorbim și zice, hai că nu ești rău, ești ok, știi? În fine, pe care m-am băgat în pat, vorba vine, că mi-am pus pătura pe jos, că nu pot să mai dorm în pat, nu știu cum să-ți explic, așa? Și asta cu ea de vorbă până spre dimineață. Dimineața am dormit vreo 2 ore, m-am trezit și eu ca om, mă duc, bă, să mă spăl pe dinți, să mă arăt și eu, na. M-am dus frumos, mi-am luat pastă, mi-am luat piruță. Deci când te-ai bărbierit, nu te-ai uitat în oglindă pe atunci? M-am uitat, dar n-am realizat cât de ce schimbare este. Să te vezi pe tine, doar să te bărbierești. Și când am ridicat piruța și așa mi-a făcut genunchii. Zic, stai! Stai, am sunat după nevastă mea. Bă, de ce mi-ai spus că arăt așa rău? Păi nu, că stă mai bine fără barbă. Zic, da, bine. Înțelegi, cam asta a fost. Deci nu poți să crezi, prima dată când ai uitat în oglindă, ai zis, mamă, ce rău arătă. Dar uite-te acolo, când uite-te aici, băi. Da, mă, uite ce burtă aveam. Uite. Ia uite. Da, uite-te ce burtă, dar uite și ce guș aveai. Deci, știi cum aici arătai? Da. Știi cum mă încuraja fiica mea, mi-a zis Luiza. Da. La început? Da. Hai burtosul meu. Hai burtosul meu. Da. Și când, băi, dacă m-am văzut că intram pe trasee și intram așa într-o parte că nu puteam să mă aplec de burtă, mă, nasol. Deci vă zic eu, mai vrei și peste un an, doi, eu nu mai dau jos, adică nu mai pun pe mine ce a fost înainte. Da, asta e mișto pentru cei care se uită la noi și știu show Survivor, deci tu intrai în competiție într-o parte când puteai să te aplici. Păi nu, frate, că nu puteam de burtă, intram așa, știi? Adică nu vrei să știi cât igneam pe traseu ăla, că zic, Doamne, bine că n-am microfon, să mă audă lumea cum ignesc. Găvrită. V-a fost nasol. Deci hai, când ajungeam bă, ești foarte tare, să știi. Bă. Eu am spus de la început că de tine, bună, de cerebel, mi-a plăcut foarte tare și știți, aici să știi că sunt niște șerpișori, eu am vrut să zic. Nu, am vrut să întreb dacă n-ai o buturugă ceva sau o piatră pe care să stau. Ah, bă, cel mai tare e că stai pe nuca de cocos. Cum stai pe nuca de cocos? Bă, nu știu, dar întrebați pe regl, că știi cum e pe nuca de cocos. Glumesc. Da. Deci voi o să râdeți. Dar eu cu renglele mi-am înțeles foarte bine. Mă găbați gura voastră. Poți să mai zici asta, cred că trebuie să poți să mai ridici. De ce să ridic? Vrei să fii mai înalt? Da, păi ia să ridici, ce vezi? Băi, eu sunt mai mic de înălțime și am 1,80 m doar. Dă-mi cu aceea. De acolo, de-aia. Gata, mă, sunt eu mai greu acum. Hai să vedem. Am făcut și eu. Cunoștința Alexandra Gog, Cristi Mitrea. Bună, salut. Pare bine. Domnul care ai supărat-o pe nevastă mea, nu? Așa. Te ții minte că ai supărat-o pe nevastă mea? Da, nu e problemă. Opa! Nu e problemă. Eu și încă jumătate din populație. Da. Haide că vedem. Mai vedem. Hai că vedem imediat. Spune-mi în primul rând, cum a fost acolo? Cum a fost experiența asta pentru tine? Băi, când am plecat cu Caterinca Maximă, inclusiv din partea soției, care a zis, bă, ție oricum îți place, te duci ca într-o vacanță acolo. E acolo în spate, mă vede. Data viitoare când se face Survivor, să meargă ea în vacanță, să vadă cum e în vacanță acolo, știi? Pentru că... Că numai vacanță nu e. End of the game pentru mine a fost ceva de genul cea mai tare experiență, horror pot să spun, dar în același timp cea mai tare experiență. Adică, vă spun clar din momentul ăsta, dacă tu mă întrebi, Cătă, se merită să merg acolo? Nu vorbim financiar, da? În toată. Ca trăiri și ca experiență de viață. Du-te, frate! Te du-te, cunoști pe tine. Du-te, pentru că ajungi să ai niște trăiri și niște, cum să spun, bă, te transformi psihic, fizic,
gândești altfel, vezi lucrurile altfel, lucruri pe care de obicei treci pe lângă ele prin viață și nu le bagi în seamă, cuvinte pe care le auzi și nu le bagi în seamă. Bă, sunt momente în care stai tu cu tine acolo și decât valurile mări care se spar de țărm, plus pelicanii care, ah, pelicanii, îți povestesc eu și de pelicani, ce dragi am avut pe ei, că mâncau mai mult pește decât am mâncat eu vreodată în viața mea, nu vrei să știi. În fine, așa, plus că, băi, au fost momente în care simțeam, la un moment dat, închideam ochii și când deschideam, am impresia că sunt acasă, cu copiii mei, cu soția mea, și am avut momente în care am fost la exil și am zis lui Doru, la un moment dat, zic, bă, Dorule, bă, eu miros diferit acum aici. Ce ai, mă, ai nebun? Zic, bă, simt mirosul nevastă mea. Și zic, bă, ești nebun, ai nebun de tot. Nu, bă, băiatule, am impresia că e parfumul nevastă mea, mirosul ei, pielea ei. Bă, zice, ai luat oraz, clar, trebuie să chemi un medic, trebuie să facem ceva. Zic, nu, frate, eu asta... Adică exilul adică, ăsta și lipsa de mâncare, cred că îți dă și tot felul de halucinații. Ai impresia când închizi ochii, îi visezi pe cei de acasă, copiii, soția, înțelegi? Bă, și ai impresia că sunt lângă tine, că îi ții în brațe. Adică, eu nu știu câte ori am avut senzația că îl țin pe Vladimir în brațe. Adică, băi, e o senzație care nu poți să explic. Mi-aduc aminte cu un alt fel de experiență. Tibi Ușeriu îmi povestea la un moment dat când a alergat pe la minus 20 de grade, sute de kilometri, la un moment dat că avea la fel aceste gânduri și că avea impresia că pomii aia se transformă în persoane. Cum? Halucinații. Când sunt minus foarte multe grade, adică dacă ești expus frigului foarte mult timp, e cunoscut. E științific că te duci spre halucinații ușor așa. Da, nu e ușor. Nu, și clar, și lipsa hranei și singurătatea și felul că stai decât tu acolo, știi, e ciudat totul, dar spun ca și experiență, da, aș încuraja cât mai mulți să încerce să meargă la Survivor, să vadă exact cum este. Te transform ca om. Și că să știi că are bagajul făcut din prima secundă de când s-a anunțat concursul, dar încă nu, cred că are telefonul redicționat, nu știu, l-a sunat la altcineva. Bun. Să trecem la lucrurile serioase. Exact. Că de asta ne-am adunat aici, adică să vorbim puțin. Păi, ba da, dar eu cred că toată lumea este... Mi-am spus că sunt lucruri serioase, frate. Adică voi, bine, din afară se vede că sunt lucruri foarte serioase. Din interior sunt lucruri foarte... Bun, azi e Alexandra, hai să începem. Să știi că ei sunt contestate tari tăi, adică... Am fost și la aeroport și știi că a fost... Practic, a fost primul lucru care pe mine m-a interesat să aflu. Dacă ai conștientizat faptul că oamenii de acasă te-au taxat pentru niște derapaje, să nu le spunem greșeli. Că poate nu sunt greșeli pentru tine. Sigur vrei să vorbim despre asta? Da. Adică chiar și dați-mi dau și răspunsuri. Sunt curioasă, da? Sunt curioasă de cum ai văzut tu. Întrebarea trebuie să primești și răspunsul, cam așa este. Da. Hai să vă explic ceva. De care parte vrei să vorbim prima oară? Sunt curioasă de ce crezi tu, pentru ce crezi tu că te-au taxat și apoi o să spunem noi cum s-a văzut cumva din exterior, adică tu, în urma Alexandre, comentariilor. Cătă, de ce crezi că lumea a vrut ca tu să pleci? Adică de ce nu te-a votat să rămâi? Păi, eu am gândit... I-a determinat ceva pe oamenii ăștia să zică, bă, zmăr acasă. Eu am gândit-o în felul următor. Hai să vă spun clar. În momentul în care m-au votat, deja vedeam după mesajele de acasă și deja gândul meu era mult spre casă. Chiar am vorbit cu colegii în camp și am spus în ziua în care a fost consiliu, le-am spus clar, zic, băi, eu plec acasă. Și zic, băi, ești nebun, ai cum să pleci acasă tu? Băi, eu plec acasă, mi-a visat soția și ca niciodată mi-a strâns cortul, înțelegi? Și nu, TJ zice, băi, ești nebun, nu pleci acasă, n-ai cum să pleci tu acasă. Okay, zic, TJ, plec acasă. Asta lumea nu știa, dar de ce crezi că oamenii te-au votat să pleci? Lăsând la o parte faptul că am simțit lucrul ăsta, eu știu că sunt o persoană destul de... Cum să zic? Vulcanică? Păi nu știu dacă vulcanică, dar în momentul în care îmi doresc ceva, fac tot posibilul să am acel ceva. În momentul în care, bă, mă bagi într-o competiție, eu nu pot să mă suport pe nimeni social, că nu știu dacă mă înțelegeți. Nu am, eu am văzut ce au declarat fiecare, felul în care au vorbit despre mine. Nu am cum să mă suport, vă dau cuvânt de onoare. Și am spus-o tot concursul. Eu social nu o să condamn și nu o să mă suport pe nimeni niciodată. Părerile mele pe care le am, o să fiu întotdeauna avocat și o să le spun, pentru că așa sunt învățat, să spun ceea ce gândesc, înțelegi? Când este vorba de partea sportivă, da, te taxezi, frate, și băiau de tine, în momentul în care, băi, trebuie să aducem puncte să mâncăm, da? Trebuie să aducem puncte, să comunicăm cu familiile. Dar oamenii, revenind la chestia asta, crezi că te-au votat pentru că la un moment dat ai fost mai agresiv în show, că ai aruncat banda? N-am fost agresiv, nu, hai să vă spun ceva, n-am fost agresiv deloc. Dacă ai deschis subiectul despre bandana, da? Bun. În bandana ăla, Marian Drăgulescu, sunt multe. Hai că nu luăm până. Cu care începem? Scuză-mă o secundă, că rămăsesem aici și mă leg de primele cuvinte undeva cu... de mult eram cu gândul către casă. La un moment dat, într-unul dintre testimoniale, am încercat așa să mi le aliniez în cap cronologic din ceea ce vorbește publicul și din ceea ce am văzut eu. Adică nu vorbim decât strict pe ce am văzut, okay, ce ai făcut, ce ai spus, acțiuni și vorbe.
La un moment dat, la unul dintre testimoniale, sau la unul dintre consilii, pardon, ai spus așa: misiunea mea nu s-a terminat, eu am mult mai multe de făcut aici. Ok. Unde eram aici? Cu gândul meu de, era de mult către casă și discuția asta tu cu telespectatorii, când spui că misiunea ta nu se termina. La vorbești de ultimul consiliu. Nu, e mai înainte mult. Da. Și mă interesează foarte mult ce înseamnă misiunea mea. Știi ce se întâmplă? Ce înseamnă misiunea mea într-un show reality de sport? Bun. Adică noi cu toți înțelegem că e un show, le amesteci nimic. Ba da, să-i spui de ce. Termin și îți spun. Și îmi spui. Este un show sportiv în mare parte, psihologic pe de altă parte. Mergeți ca la serviciu cu contract de muncă și înțelege toată lumea aspectul ăsta. Și dintr-o dată nu ești singur, nu ești primul. Vă duceți într-o latură de asta spirituală ceva. Care era misiunea ta dacă nu era doar asta, să competiționezi și să te întrești cu alții, să ajungi pe primul loc? Bun. În primul rând, eu când am plecat la Survivor, am spus așa: nimeni nu-mi dă nicio șansă. Nimeni nu dă nicio șansă oamenilor trecuți de 40 de ani, în primul rând. Pentru că spun, așa, pentru foarte mulți există chestia asta: domne, ai trecut de 40 de ani, nu mai ești bun. Underdog, da, nu există. Așa. Nu există lucrul ăsta. Vârsta este cât un număr. Clar. Bun. Pe de altă parte, de referitor la ce ai spus mai devreme, mi-am dorit atât de mult să merg cât mai departe în competiția asta, extraordinar de mult. Nu m-a interesat nici partea financiară și nici altceva extra. M-a interesat partea sportivă. Am fost conștient de la început. Eu trebuie să demonstrez că pot. Cât pot, nu știam în momentul ăla. Văd acum în donare. Dar au fost momente în care am zis: bă, încă mai pot să mai fac ceva, încă mai pot să spun ceva. Da? Dacă ne referim faptul că am zis, bă, mă gândeam acasă, da, după mesajul care l-am primit de la familia mea, de la soția mea, îți dau acum în donare că eram undeva la 50-50 în momentul ăla. Pe de-o parte, mi-am luat atât de multă energie să merg mai departe în competiție. Pe de altă parte, eram cumva cu gândul acasă și faptul că nu am câștigat, gândește puțin, decât un joc de comunicare din 7. Ceea ce e foarte rău. N-ai cum să realizezi lucrul ăsta. Dar dacă vei merge vreodată acolo și stai 10 săptămâni, am fost în altă parte, înțelegi? O să vezi ce înseamnă lucrul ăsta. Ok, am trecut prin asta. Da, pe de altă parte, nu, n-ai trecut prin Survivor, spun eu. Când o să treci prin Survivor, o să vezi ce diferență este. Mă refer la a fi departe de familie, cred că indiferent da, de construire. Da, dar ai putut să ai legătură cu ei? Nu, tocmai asta îți explic. Bun, înseamnă că înțelegi ce simt și eu. Bun. În momentul în care am citit mesajul, da, lucrurile s-au schimbat puțin în viziunea mea. Dar în cap nu știam clar că și dacă... Ce? Sunt nominalizat. Ok. Rămân în continuare, trebuie să-mi aduc aportul la fel. Și eu trebuie să fac același lucru. Uite. Pentru echipa mea. Deci vorbeam despre o misiune sportivă, atât. Exact. Despre asta pentru spus echipa mea. Eu trebuie să merg mai departe. Înțelegi? Misiunea era setată. Uite, dar eram păcat și cu gândul. Zic, bă, dacă plec acasă... Cătălin, uite, citesc mesaje da, de la oameni și încerc să sintetizez ce spun cei care se uită la noi legată de prezența ta acolo. Oamenilor le-a plăcut că erai luptător, că erai sportiv. Ce nu le-a plăcut oamenilor când ai dat cu bandana de pământ, okay, că te-ai luat de Marian Drăgulescu. Okay. Cum hai să te iei de un mare campion? Îți citesc din mesaje. De ce nu spuneți asta? Bun, le luăm pe rând? Da. Ce, pe bandana sau Marian? Bandana și Marian Drăgulescu. Bun, începem cu bandana. Ok. În momentul în care a fost joc de comunicare, băi, încercam să vorbesc cu ei în cam, să le spun clar: bă, trebuie să câștigăm, noi avem nevoie și de hrană sufletească. Nu doar de hrana normală, înțelegi? Adică hrana sufletească, mesajele de la exact, familie. Exact, adică aveam nevoie și de încurajările lor, de faptul că, bă, familie ne susțin, mergem mai departe. Da, să avem cumva, da, nu crezi că a contat foarte mult și modul în care ai transmis asta și ai cerut asta? Adică, două secunde. Ca și cu bandana. Cu bandana. Nu, mă refer la raportul lui cu ceilalți. Că hai să vedem că vorbim de bandana. Când a aruncat bandana, vedem imaginea. Ok, hai, și cum poate poți să vorbești eu. Da, și poate o vezi și tu altfel acum. Ia, hai să vedem. Asta este, ne merităm soarta. Restul, următorul consiliu, votați, mă duc acasă. M-a spurat, nu sunt și ca bătăilor. Nici nu vreau să stau să mănânc bătaie, pentru că nu vreau și nu-mi place. Toată viața mea am fost campion. Nu vreau să fiu aici ciucă bătăie. Știu, iubita mea, da. Adică nici nu ne place să pierd. Dacă nu vă focusați chiar deloc și găsim la fiecare meciuri scuze, nu știu dacă și-a căutat cineva scuze. Ideea este că am spus un singur punct, dacă ce fiecare, restul mai vine al doilea. Da, așa? Deci nu mai zic nimic, restul faceți fiecare ce vreți. Las-o, mă zic, la fiecare joc! Ce treziți-vă! Scuze! Nu vreau scuze! Din momentul ăsta mie mi-e rușine că eu mai port culorile astea și aș vrea să ies afară din concursul ăsta, cam asta e părerea mea. Nu mai vreau ca asta familia mea că e mai bine așa.
Mulți oameni spun că de aici ți s-a tras. Băi, eu nu contest și nu vreau să schimb părerea nimănui, dar vreau să înțeleagă lumea foarte clar. Toată viața mea am făcut sport de performanță. Când stai și încerci să le explici tuturor din echipa asta, băi, oameni buni, un punct, dacă aducem fiecare, dar da? Ție ce un vine punct, că nu putem poate să două aducă. Secunde, un punct, dacă aducem fiecare, bă, al doilea punct îl mai duce unul și altul. Adică puteți să ajunge la 10 puncte. Dar tot când voi nu vedeți de acasă cum se vede de acolo, când îi vezi că intră pe traseu și nu-și doresc, și declarații gen cum a făcut la un moment dat Cerebel, care m-a supărat foarte tare cu chestia asta, a zis: "Bă, eu nu doresc să vorbesc cu familia ta." Bă, dar îți dorești tu, dar eu îmi doresc. Adică sunt lucruri care poate nu se dau pe TV, sunt lucruri care nu se văd, înțelegi? A, și că mă oftic, da, băi frate, eu mă oftic. Și felul în care am făcut în momentul ăla, zis: "Bă, nu merit să iau bătaie la sfârșit. Nu merit. Echipa asta nu stă într-un om sau doi." Și a fost venind după o perioadă în care se pierdea destul de des și oameni care nu mai aduceau deja puncte, oameni care aduceau puncte, nu au mai adus. Și ok, acum, off camera, două secunde să termin, te rog frumos. Sunt antrenat. Dacă vorbești tu, înseamnă că ai fost în locul meu acolo. Dacă vorbesc eu, să te explic despre ce e vorba. Să măcar ne spui exact. Avem și noi o treabă aici, trebuie să spunem niște întrebări, să ajungem la ele, da. Păi dacă o scurtezi, vorbește tu, că ai fost la Survivor. Bun, ai zis că ești sportiv de performanță toată viața ta. Toată viața ta sportiv de performanță, fiind în același domeniu, înseamnă că suntem antrenați, știm ce e echilibru. Corect. Da? Bun. Asemenea ieșiri, că pentru asta, despre asta vorbim cu publicul, față de toți care nu sunt sportivi de performanță și nu practică arte marțiale, nu crezi că ar fi trebuit să fii puțin mai cumpătat în reacțiile astea? Că probabil de-aia se sperie de tine, de-aia nu te ascultă. Da, tu transmiți mesajul puțin greșit și ei nu înțeleg ce vrei tu de la ei. Nu o să-mi cer niciodată scuze pentru ceea ce am făcut. Nu ți-am cerut eu asta. În al doilea rând îți spun un lucru. În momentul ăla, când eu așa am simțit, așa am făcut. Pentru că dacă discuți cu oamenii și le spui clar, bă, trebuie să câștigăm. Iar ei nu fac nimic în sensul ăsta. Asta te explic, poate nu ai transmis cum trebuie, n-a ajuns mesajul cum trebuie. Prin prisma poate a ajuns sau poate n-a ajuns. Dar dacă tu ai fi fost în locul meu și la fiecare moment în care se pierde, în momentul în care se pierde la rând, da? Și spui, îmi pare rău, n-am adus punct astăzi. Deci în fiecare zi se duce aceeași argument. Nu există îmi pare rău, pentru că totul trece, se răspunde asupra... Tu gândești ca un sportiv de performanță, nu erau. Nu poți să le ceri asta. Marian, sportiv de performanță. Mari, sportiv de performanță. Cum o cheamă? Elena, sportiv de performanță. Mulți au spus că ai confundat acolo... Păi am zis că e campion național de taekwondo sau ce e Dumnezeu. Hai să vedem cronologic când a avut ultimul meci și ultima pregătire. Eu spun ce știu de la ea, restul personal... Bun. Cătălin, problema a fost văzută de acasă, că cumva acest rol de antrenor a fost un pic prea mult pentru ei. Ei, nefiind o echipă, nu era națională să o pregătești pentru campionatul european. Era, să le aleagă împreună. Asta a fost, îți spun, de acasă, și faptul că le era frică de tine. Se simțeau cumva într-un pericol lângă tine, pentru că aveai această atitudine ușor agresivă de a-și spune părerea, ceea ce nu înseamnă neapărat că este rău, doar ceva. Că ai ales să o faci... În sporturile de contact, da? Sunt diverse caractere. Ca și ce s-a întâmplat la Survivor. Corect. Sunt oameni diferiți, venind din diferite medii, artiști, sportivi sau mai puțin sportivi, nu contează. Dar eu trăiesc fiecare moment, trăiam fiecare moment acolo. Și simțeam în fiecare moment, zic, bă, dar se poate. Și știam că pot mulți dintre ei. Și în momentul în care tu știi că oamenii pot și îți demonstrează că nu vor să facă un lucru, că de multe ori se vede de acolo că nu vor să facă, bă, te enervezi. Iar ăsta sunt eu. Da, pun suflet, poate că sunt mai coleric, tu încerc poate să fac lucruri care nu toată lumea sunt de acord. Dacă așa îi motivai? Mă, încercam. Deci am încercat în felul în care... Sezonul trecut, bă, cu Moroșanu, așa puteam. Care țipa la toți oamenii de lângă echipă? Dar poate făcea pe altor? Cam diferență între ce făcea Moroșanu și ce s-a întâmplat. Hai să vorbim și de Drăgulescu, dar să-ți mai citești mesaje de la telespectatorii noștri, care spun în felul următor, uite, mi se pare interesante și genul ăsta de abordări. Poate nu am fost cel mai mare fan al lui Cătălin Mărândescu, însă pe parcurs mi-a câștigat încrederea și îmi place foarte mult ideea să dea despre competitivitate și cât de mult s-a străduit să câștige. Ce observ însă acum este că încearcă să explice, unii înțeleg, unii nu înțeleg. Mă rog, sunt foarte multe mesaje, sunt și mesaje care spun că ai fost dur și că lucrurile astea se văd și că poate nu-ți dai seama. De asta zic, dar sunt oameni care, uite, l-ați invitat, lăsați-l să vorbească, oameni buni. Îl atacați din două flancuri, focul cu unul singur, la suntem doi, așa e. Un singur flanc. Duc, la bătaie duc, să știți, că duc la bătaie. Da, da.
Uite, bună ziua, mi-a plăcut foarte mult de Cătălin și am descoperit prin acest show un om puternic, bun la suflet. Într-adevăr, uneori putea să fie mai cumpătat, dar toți avem temperamentele noastre. E una de când a ieșit Cătălin, nu mai mă uit la Survivor, zi frumoasă. Sunt oameni care au simpatizat cu tine și au fost și unii care te-au înjurat. Că, de exemplu, spune-ne asta cu Marian Drăgulescu. Avem imagine cu Marian Drăgulescu? Da. Deci ți-ai luat atunci, după scandalul cu Marian Drăgulescu, s-ai luat foarte mult, nu știu dacă ai sughițat în perioada aia, dar multe mesaje. Crede-mă că n-aveam după ce să sughiți. N-aveam cum. Hai să vedem imaginele și chiar sunt curios să ne spui ce a fost. Știi ce mai cred eu? E important să nu ne jignim în timpul meciului atunci când pierdem. Tu fii atent. Spre exemplu, când am terminat eu astăzi, hai să nu mai aruncați ca niște fetițe. Da, mă, da, nu punctul atunci! Dacă te trage azi că ești fetiță, dar nu toată lumea își dorește, de parcă tu n-ai... Păi dacă nu, deci stai să stai acolo, ce vrei să-ți fac? Bine, eu, uite, astăzi am avut ghinion, nu numai eu n-am nimerit, nici ele... Te simți ofuscat că ți-ai zis că o fetiță. Nu jignești, mă, pentru că pierdem Maria, bani. Nu e ok. Se pare că ai aruncat ca lumea? Dar nu contează, ne dorim, mă, dar se pare? Bă, am adus doar că ai ce ai zis? Te-am ușurat, ți-a vorbit ce ți-am zis? Păi nu, dar strici, vai, bă, adică ție... Ce mai, mă? Adu punctul dacă nu vrei, vai, deci tu, stai puțin, deci tu dacă nu nimerești, după ce că ai supărat, să vine, o să mai stori și cenușa. Da, Marian, dar ce... Bă, băiatul, ești nebun la cap? Da. N-ai ce legătură olimpiada? Cu ce aici? Fă ce trebuie aici! Eu zic că... Te super că am zis că aici ca o viță! Ce am zis? Te-am ușurat? Ce ți-am zis? Nu, mă, dar fiecare hai să învățăm cum ne putem stimula și... Marian, dar ce tocmai ai făcut asta? Asta este comportament de fetiță. Cum să-ți plăcea ce vrea în față la urmă? Ai avut dreptate. Da, ai avut dreptate. Păi asta zic, dai cu degetul la ea, întorc săgețile. Omule, ta și acceptă, meriți să fii criticat dacă ai pierdut. Eu am venit și v-am întrebat ce am greșit. Criticați-mă! Băi, este mișto să vezi din afară, știi, chestiile astea, pentru că... Le vezi și tu altfel? Nu, le văd așa cum le-am văzut și atunci. N-ai în exagerat momentul care... aici? Hai să spun o chestie. În momentul în care s-a ieșit, era joc de imunitate, dacă nu. Da, joc de imunitate. Și îmi doream din tot sufletul să-l ținem pe CRB, dar să nu fie nominalizat la eliminare. Pentru că dacă se pierde, de obicei se nominalizează cei care sunt, nu sunt acolo cu tine sau care sunt mai slabi. Da? Bun. Și am promis lui CRB când a plecat, i-am zis, băi, o să tragem pentru imunitate. Deci a fost discuția noastră. Bun, toate bune și frumoase. În momentul în care te bați pentru imunitate, da? Și vezi că intră pe traseu și nu se focusează să aducă puncte, eu probabil, deci încă o dată spun, probabil la un moment dat am zis ceva de genul, bă, nu mai aruncați ca niște fetițe. Dar n-am zis la modul rău sau la modul în care să supăr pe cineva. Nici n-am crezut vreodată că felul ăsta de a spune, aruncați ca niște fetițe, poate aranja pe cineva. Acum în momentul în care personal către Marian, okay, probabil. În momentul în care, da, singurul, dar singur, nu, singurul care, care a țipat și a sărit în sus, singurul, pentru că nu era singurul care n-a adus puncte, da? Singurul a fost Marian. Și eu m-am blocat, zic că eu n-am zis la modul de răutate, totuși, bă, aruncați ca niște fetițe, înțelegi? Și în momentul în care zic, bă, mă jignești, m-a luat capul, zic, bă, cum te jignesc? Că nu te-am înjurat nici de mamă, nici de tată, nici de nimic, înțelegi? Nu, nu ți-am zis absolut nimic urât. Și în momentul ăla a încercat să creeze oarecum o tensiune. Ar trebui să poate să discutați și cu Natalia să vedeți exact ce băie e Natalia ca să consideră o jignire, adică ajunge să consideri tonul ca o jignire, nu trebuie să ajungi la jurături, că oricum s-a pasat și jurat atunci acolo, eu pot să spun așa, poți să te cine cumva de fetițe și tu dacă ți-e te deranjează lucrul ăsta. Fetele alea și cu copiii aia când v-ați dus cap în cap așa, nu trebuie să vă și înjurați, adică toate la un loc sau și o chestie foarte mică, e vorba de percepție. Mi-ar place să vă puteți Survivor, jur, că așa din afară, chiar vreau să am și o întrebare, de ce n-ați adus pe cineva care pricepe ce înseamnă Survivor, nu pe cineva care nu pricepe? Nu, cam asta, e o întrebare că... Tăi, nu, eu nu pricep adică lipsa de bun simț. Eu preferam dacă nu să acest pe nu... Bogdan Vlădău, de exemplu, da? Zer. Sau pe Zani, oameni care au fost acolo și despre ce-i vorba. Dar ce se întâmpla dacă toată ajungeai la luna 5? Adică la luna 1-a te înjura cu ei și ai stat vrea să cap, vorbim cu experiența acum, ta. Și acum, după 5 da, luni, ce făceai? Și a fost, ce se întâmpla după 5 luni? Și a fost interesant și discuția... Vreau să fiu domnul Dan între cei doi. Domnul Cătălin, vă rog. Spune-mă, cu Laura ai făcut-o șerpișor. Deci Laura e șerpișorul? Băi, e ciudat acolo, știi că a stat foarte Elena mult. Elena săraca a crezut că de ea zice. Nu, mă, nu. Am văzut și dar s-au întâmplat oricum bisericuțe și schimbări de prietenii, nu? Știți adică care a fost chestia asta? Cu Laura, înainte să fie șerpișorul, a fost pentru mine foarte surprinzătoare faptul că... Ce? Că înainte să faci pe Laura șerpișor, erau prieteni. Prieteni buni și vă invitați să vă vizitați familiile. Adică cam da, tot timpul se schimbă repede așa. Și noi am rămas în continuare. Adică nu vă gândiți că ceea ce s-a întâmplat acolo pe noi ne va schimba cumva. La cum am văzut-o pe Laura, nu cred că o să rămână prietenă cu tine dacă auzi că ai făcut-o șerpișor. Da? Mai vedem. Da, șerpișorul nu e ceva rău. Nu e ceva rău, da. Ba nu, am jignit-o rău de tot, să știți, chiar rău am jignit-o.
Și îmi pare rău că nu poți să țipi la ea, că aș țipa acum, să știți, da? Dar tu ai zis, cum e, care m-a adus la mă crede? Care e cel mai alunecos de acolo? Hai să vedem așa, ia, să vedem puțin, hai să vedem puțin. Hai că am și poze să-i caracterizez pe ce ai rămas. Aoleu, a fost foarte interesant faptul că la începutul competiției au venit un grup și restul oamenilor, știi? Grupul s-a văzut clar, cel care a fost cu Laura și cu nu știu ce. Raura, Rengle, influenceri, grupul de influenceri. Itu și cu Sonia. Da. Dar Sonia a fost cea mai soft dintre toți, deci nu e problemă. Chestia este că în momentul în care s-a spart gașca lor ușor-ușor, Laura am văzut că încercă să se apropie cumva de mine, a avut și câteva glume cu mine, dar eu eram mai așa, păi, bă, stilul meu, frate, dacă mi-ai tras o dată, nu poți să înțelegi. Eu știam, clar, e un reality show și fiecare își va alege o strategie. Evident, înțelegi? Asta e vorba. Și am zis, bă, aici fiecare trebuie să-și facă pentru el treaba, indiferent cum o va face. Înțelegi? Bun. Toate bune și frumoase. M-a surprins în momentul în care eu am venit de la exil și am văzut că e prietenă cu Elena. Zic, opa, cineva se întâmplă. După discuția care am avut-o eu, să lămurim lucrurile în camp și tot ce a fost acolo, opa, Boba cea mai mare s-a dezis de Emil. Da. Când, pe urmă, l-am văzut și pe TJ, se dezice și TJ de Emil. Băi, dar lucrul s-a schimbat foarte tare. Neputând să aibă acces foarte mult la mine, Laura, înțelegi? S-am prietenit cu Elena, care Elena, oarecum am înțeles foarte bine cu ea toată perioada asta, înțelegi? S-a văzut, Elena a văzut în tine un... Bun. Protector. Da, și Elena, Fadul și Otilia, Filii. Și Mariano perioadă, și mai multe chestii, știi, înțelegi? Adică sunt mulți oameni care s-au înțeles foarte bine cu mine acolo. Inclusiv Andreea Tonciu, care e mai zăpăcită și mai sărită după fix, înțelegi? Adică, da, să zic și, bă, ce se întâmplă cu Laura? Schimbă tabăra, știi? După care, nu pot să neg și nu pot să spun că nu este adevărat, pe TJ, deși nu asta a fost intenția mea, da? Pe TJ l-am votat mai mult la rugămintea Elenei. Că a spus că strică atmosfera în echipă. Te lăsa influențat de Elena sau invers? Lasă-mă să termin, două secunde, da? Și aia sunt următor. Zic, bă, eu dacă aș vota, aș vota din punctul meu personal. Un om care mă deranjează, sau cumva un om care, să zic că mă încurcă mie socotele. De-aia zic, nu, bă, că uite, toată lumea, adică nimeni din echipă nu-l halește pe TJ și nu știu ce. Și am zis, bă, cam greu. Și zice, nici unul nu mai sta de vorbă cu el, că nu-i bine, strici imaginea. Zice, n-am ce să-mi stric imaginea, că oricum o vine și vorbește cu mine lucruri normale. Mă întreabă, ce la imagine? Nu, dar mă întreabă, zice, ce are Elena cu mine de seara tot timpul de mine? Ce are Laura de seara mereu cu mine? Bă, dar cu Cerebel ce am făcut? N-am făcut nimic, Cerebel se ia mereu de mine. Adică avea niște probleme și încerca să zic, băi, hai să încercăm cumva. Dar și tu ai avut o problemă cu el, v-ați certat? Dacă vă spun că niciodată nu m-am certat cu TJ din motivele noastre personale, unul cu celălalt, tot timpul... TJ e foarte ușor de influență, să știți. Foarte ușor. Și TJ a fost băgat din prima zi la înaintare să certe cu mine, pentru că era singur care își plecat. Dar consider că tu nu l-ai influențat și nu l-ai manipulat în niciun fel în această competiție? În ultima perioadă mă refer, pentru că ați avut la acea ceartă în momentul în care tu ai fost în exil și ai avut acea scenă de teatru când ai spus că fraților, că nu sunt nici Shakespeare și nu sunt nici... Pietricele au fost frumoase, momentul, Oscar, unul era pentru tine. Hai să spun ceva, da? Fiecare joacă cartea așa cum o simte. Corect. Faptul că mi-a fost greu acolo. Dar de când ai luat pietricele în buzunar, până cât a durat? Câteva secunde. N-are, până te pune pe poziții, până îți dă rec la cameră, ai stat cu ele în buzunar, de s-au lărgit pantalonii. Păi nu, n-am dat cum să stau, că îmi cădeau pantalonii, am avut la hanura, să știi, deci asta este. Așa, să revenim la TJ. Atunci a fost o ceartă, în momentul în care TJ ți-a spus, te voi trimite de câte ori este nevoie în exil, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Da, problema a fost următor, că în momentul în care Laura s-a despărțit de grup, a recunoscut și ea și TJ că au fost influențați de Emil Rengle. Acum întrebarea mea e următoare. Emil Rengle a influențat pe ei doi și că a zis, bă, ce puțin pe mine Emil m-a tocat la cap, să te votez pe tine. Da. TJ mi-a zis același lucru. Ei, acum întrebarea mea este, după atâta timp și văzând și ce se întâmplă afară, zic, bă, Emil sau Laura? Care pe care, de fapt, s-au influențat și cum a fost? Bine, până la urmă fiecare își face o strategie și încearcă să meargă mai departe. Hai să comentez, să vedem cum îi caracterizez, să citesc cu mesaje foarte interesante, sunt multe mesaje și zice cineva, nu sunt mare fan Smărândescuri, dar Mitrea e pus rău pe scandal. Cu niciun fost concurent nu a fost așa răi. Nu-i lăsați să-și exprime punctul de vedere. Uite, vezi? Domnul prezentator, adică, face ceva, că moderatorii trebuie să-și parțial. Merite salariul de la ProTV, ce naiba facem? Păi nu, dar vezi, păi da, mi se pare normal. Și eu aș face la fel în locul lui. Nu, dar să știi că ei sunt... Noi n-am face la fel aproape imparțial. Da, sigur. Diferența e că noi n-am face la fel la Survivor. Sunt sigur, sigur. Și ce aș vrea să spun așa la cei care... Mitrea, sincer? Ce-am făcut?
suficient. Vrem să-l ascultăm pe Smărândescu. Când o să avem nevoie de figurile tale, te contactăm. Doamne, dă-i numărul, dă-i numărul, să-mi sune pe Măruță. Cristi Mitrea, mă rog frumos pe Instagram. Căutați-o pe Măruță. Știi cum e, oamenii fac, își fac persoane pe care le plac. Pe tine, pe Mitrea, dintr-un punct de vedere, pe Alexandra, pe mine. Unii sunt împotrivă, știi, și unii sunt mai bucat. Eu vreau așa, următorul casting. Vă rog frumos, domnul Marcel Radu, sunați-l pe Mitrea și luați-l să vadă cum este. Mamă, vrei bani, vrei bani de la mine acum. Nu, frate, dau parte. Nu, frate. Nu aveam manager. Și al tău? Nu am avut manager. Deci îți dau cuvânt de onoare. Vreau să te văd la sub aia. Zi o dată. Și știi că ești... luat manager. Băi, și când ești gratis. De acolo, deci ține, când ești de acolo vreau să fiu un locul tău să vezi cum este. Mamă, ce aștept să vezi cum este. Să uimesc. Bune, Mitrea, îi spune adevărul lui Cătălin și îl deranjează. Nu se vede asta. Nu mă deranjează că sunt tot aici. Nu mă, hai să vedem un cuvânt pentru fiecare din oamenii cu care ai fost acolo și te cunoști cel mai bine. Aoleu. Sau câteva cuvinte. Aici este Andreea Tonciu după săritură, după cred. După piscină. Băi, Andreiuța. Cum e poza? Andreiuța a cedat destul de repede. Mersi, Ciucă, din cauza dorului de fetiță. Aia nu prea pot să spun. Cred că se aștepta că e o joacă, dar nu. E... Deci cum e Andreea? Mămica perfectă. Gândul a fost numai acasă. Deci numai acasă. Numai acasă a fost gândul ei. Perfect. Așa. Haide să vedem. Mai departe. Ce rebel. Mărește Ciucă, mai bagă-l mai un aproape. Cuvânt. De un singur cuvânt. Nu, un singur cuvânt. Poate să-i că ceva. Un singur cuvânt. 2-3. Cel mai profitor om. Profitor? Exact. Deci știe jocurile. A mai fost în reality de asemenea anvergură. Și de la prima zi și până când va ieși, el își va juca cartea cum știe, se va poți. Dar tu ai zis să aibă grijă la șerpișor, nu i-ai zis. Dar voi n-ați înțeles un lucru. Dar dacă i-am spus-o ca să le nerveze, să-și toarcă creierii. Păi după ce-l votase, ai vrut să-și toarcă și creierii. De-abia-l votase. Ai zis că lupul schimbă părul, dar nu era bubat. Păi corect. Și după aia l-ai votat. Corect. Deci cel mai, cum ai zis, cel mai... Corect. L-ai profitor. De prea mult, profitor. A fost o singură dată. Aici o avem pe... Deci a fost o singură dată. Hai zi. Elena. Frumușica Elena. Actriță. Actriță? Mm-hmm. Dramă, comedie? Domnul Cătălin, doi, opa! Al nivel! Știi ce? Nu, dar vreau să spun o chestie, apropo de chestie. Gata, nu mai fac hating până terminăm. Gata, m-a zis. Deci, nu, două secunde, fiți atenți aici. M-am uitat, am văzut o declarație ei. Băi, și pe mine m-a pus un pic pe gând. E, crezi? Declarația de după plecarea ta din competiție. Vă spun de ce. Eu n-am avut absolut niciun fel de discuție cu ea sau ceva de genul ăsta. E adevărat că după ce s-a primit mesajele de la familie, da, toată lumea s-a schimbat, știi? Dar era foarte mult. Și a avut o perioadă în care, bă, n-a vrut cum e decât lucruri strict, adică dacă era nevoie. Și am zis, bă, oricum e mai țăcănită un pic așa, că era pusă pe ceartă tot timpul și zic, o lasă-mi pace, zic, eu nu mă cer cu femeile, ce dracu, să vă stau liniștit în banca mea, știi? Și... Dar ți-au pus colegii, scuză-mă, când a zis despre tine când ai plecat, acum ce a spus despre tine? Că oricum nu contează părerea ta și că nu te luam în considerare sau nu aveam credere în tine? Băi, ce părere despre asta? Eu personal, eu personal spun în felul următor. Eu am jucat cartea mea așa cum am crezut cel mai bine. Am fost eu de la început și până la sfârșit. Dacă am greșit, am fost taxat. Dacă am făcut lucruri bune, m-a iubit lumea și m-a pupat. Asta e viața. Eu așa sunt. Nu o să mă schimb niciodată. Hai să vedem. Emil Rengle. Bă, culme. Cum? Culmea la ce spun eu acum, Emil Rengle, m-am înțeles, nu știu cum se vede atezor. Dar eu cu Rengle, m-am înțeles foarte bine acolo. Și cum? Cum e? Bad? Rengle. Hai că vă spun. Un... încă un copil care nu s-a maturizat. Copil care nu s-a maturizat. Hai să vedem mai departe. Laura. Mamă. Invitatul următor de acasă. Mamă. Oaspetele. Cel mai bun jucător de poker. Ai că o să vă înțeles asta. Da. Da? Bun. Adică next, please. Strategie. Next, please. Te vinde. Mari. Inocență. Bun. Marian Drăgulescu. Băi, nu știu cum să mă raportez, că ea dacă zici ceva, zici că am ceva cu el, dar vă spun decât o declarație de-a lui și după aceea voi singuri vă gândiți la ce fel este el. A spus în felul următor, la un moment dat. Zice, eu mă zbat să câștig fiecare imunitate personală, pentru că altfel voi fi votat să plec acasă.
Și de aici fiecare, trageți voi concluziile, înțelegi? Că trage, e individualist ce? Și trage înțelegi? Doar pentru el. Mai departe, eu nu mai fac nimic, că dacă am zis că sunt fetițe și s-a considerat fetițe și s-a supărat pe mine și ieșit mai scandalul. Dar așa tu nu luptai nimic. Pentru asta niciodată? Adică ce, pentru ți ce? Se rupea dacă nu luai imunitatea? Nu, și tu luptai la maxim pentru imunitatea individuală, singurul concurent, singurul concurent care urla și țipa de mama a făcut, zici că era meci de fotbal când lua imunitatea, era el. Restul niciunul n-a făcut așa. Niciunul s-a agitat. Mai departe, aici, Natalia Duminică. Băi, frate, warrior. Deci cel mai puternic luptător. Și vă spun de ce. Super. Fata asta cu genunchii rupți a adus puncte, s-a câștigat imunitate, s-a câștigat mâncare pe cârca ei și a plecat bravo. Acasă ruptă. Deci fata asta merită, băi, nu nota 10, plus nota 10. Tot respectul pentru ei. Hai să vedem mai departe. Tigi, aici... Otilia. Otilia. Aoleu, copilul meu, frate, ce pot să zic? Un copil. Deci am avut grijă de ea și în ferm, am avut grijă și aici de ea. Ce să zic, copil? Radu, e tu? Mă, Răducul, ce să zic eu de Răducul? Și el încă își trăiește copilăria. Cum? Își trăiește copilăria încă. Ok. Aici? Roberniță. Roberniță. Băi, nu prea știu ce să zic, nu pot să numesc chiar a Survivor. A fost mai de mult, nu? Nu pot să numesc Survivor, că... El când a fost aici a zis că e prietenul tău bun. Serios? Da, așa m-a întâmplat. Sunt prieten bun al Cătălin. Bravo. Să mă, pe bune. Da, m-a zis așa, pune-mă registră. Așa, nu cred. Hai să vedem mai departe. Nu cred. Roxana. Mai departe, vreau frumos. Nu? Ce nu? Deci un mai cuvânt. Departe de Roxana? Mai departe de Roxana, nu, aia am zis. Aha. TJ. Bă, o să rămâne surprins și să vedeți că eu cu TJ chiar am rămas prieteni. Și cum îl caracterizezi? TJ? Bă, mai multe vorbe spus despre el. E un... Vine dintr-o altă lume, unde se primește o altă educație și sunt altfel percepute multe lucruri. Înțelegi? Faptul că vin de România, faptul că nu reușește să înțeleagă sensul cuvintelor românești, înțelegi? Îl pune într-o situație foarte proastă și toată lumea îl taxează. Eu am văzut un lucru. El nu poate să țină o discuție în română, iar ceilalți nu pot să țină cu discuții în engleză. Da. Iar în română folosesc cuvinte pe care el nu le cunoaște, nu înțelege sensul. Dai și îl taxează. Bă, e foarte ok. Bă, e foarte ok, crede-mă, e foarte ok. Lăsând la o parte discuțiile mele care le-am avut cu el, mi-am dat seama după ce am ieșit că discuțiile noastre, de fapt, au fost doar pentru faptul că a fost oarecum împins sau pus să se certe cu mine. În mod normal, el cu mine nu s-a certat niciodată. Eu îți mulțumesc mult, am mai fi stat de povești, dar trebuie să continuăm emisiunea. Vreau să-mi promiți că poate în zilele următoare vii, să stăm așa. Băi, vin, v-aș povesti de fapt de cei mai tari bărbați de la noi din echipă. Hai.